Bun găsit, tovară și prieteni! Trăim momente din cele mai negre. Ce pot să zic? Sunt consternat de ce am văzut. De ce se întâmplă, sunt consternat. Rusia a invadat Ucraina. Asta e rău. O mare putere imperialistă a invadat o țară neimperialistă. Mă scuzați. Este rău lucrul ăsta și trebuie condamnat. Eu o să fac ce am spus că fac. Am spus că dacă Putin intră în Ucraina, mă voi opune. E bine, asta fac. Putin a intrat în Ucraina, eu mă opun. Și cer retragerea imediată și necondiționată a tuturor trupelor rusești din Ucraina. Dar în același timp eu trăiesc în România, o țară ocupată de imperialismul NATO. Și NATO acum bate din pinteni, ca să înceapă un război împotriva Rusiei pentru chipurile pentru Ucraina, aceeași Ucraina care este stoarsă zi de zi de Occident și de oligarhii ucraineni pro-occidentali. Și acum ei zic că pentru Ucraina, ei vor să aprindă întreaga planetă. Pentru că ce înseamnă ca NATO să confrunte militar Rusia? Înseamnă escaladarea conflictul din local, în mondial și din convențional în nuclear. Rusia și America sunt singurele superputeri nucleare ale lumii. 9 țări în lumea asta au bomba atomică. America, Rusia, Anglia, Franța, China. 8, mă scuzați. America, Rusia, Anglia, Franța, China, India, Pakistan, Corea de Nord și Israel. Na, 9. America, Anglia, Franța, China. America, Rusia, Anglia, Franța, China, India, Pakistan, Corea de Nord și Israel. Dar numai 2 sunt superputeri. Numai 2 din aceste 9 puteri au suficiente arme atomice cât să aprindă întreaga planetă. Ele sunt America și Rusia. Și mingea în momentul de față este în terenul occidentalilor, care ei, occidentalii, spun că trebuie făcut, spun că trebuie dres. Ce o să faceți atunci când vă veți confrunta, să zicem, cu un schimb de focuri? Se va amplifica. Vor urma și mai multe schimburi de focuri și în cel din urmă schimbul ăla mare de focuri. Nu vă dați seama? Toți cei care cer Occidentului să fie ferm împotriva Rusiei atâță la război nuclear. A cere fermitate occidentală înseamnă a cere război nuclear, fiindcă Rusia provocată va riposta și mai tare. Fiindcă Rusia provocată va riposta și mai tare. Voi nu realizați. Ceea ce trebuie Occidentul să facă este calm, liniște totală. Să facă bine să plece de aici. Să facă bine să plece de pe pământul României, că au făcut destul de mult rău. Amintim cazul Teopetre, amintim cazul Pungești. Și multe altele. Ceea ce trebuie să facă cine este să plece naibii, să plece dracului odată de pe teritoriul României, că România nu-i vrea. A, vă referiți la formatorii de opinie că ăștia sunt pro-occidentali? Păi ăștia sunt pro-occidentali fiindcă sunt plătiți, de aia sunt ei pro-occidentali, fiindcă Occidentul îi plătește. Vezi? Cristian Tudor Popescu, fost propagandist comunist la Scânteia, devenit pro-occidental. Cum se explică? Pentru că el a primit cașcaval de la Occident. Și la fel, Radu Tudor, Andrei Caramitru, toți ăștia. Ăștia vor război, pentru că sunt plătiți. Sunt niște criminali care vor distrugerea României. România va fi ștersă de pe hartă în cazul unui conflict cu Rusia. Gândiți-vă la oamenii care sunt în țara asta. Oamenii care sunt în țara asta nu vor război. Mergeți pe stradă. Întrebați oameni. Dar întrebați-i nu numai în centru Bucureștiului și al Timișoarei și al Clujului. Mergeți pe stradă, întrebați pe la sate. Știu și eu, în orașele miniere din Valea Jiului, unde România profundă, că acolo este adevărata Românie, nu pe dorobanți. În Valea Jiului este adevărata Românie, nu pe dorobanți. Întrebați-i acolo, vreți ca România pentru Ucraina să intre în război cu Rusia și vor spune nu. Toată lumea va spune nu. Nu credeți sondajelor măsluite, care sunt făcute numai cu hipsteri. România profundă nu vrea război. Ori acești formatori de opinie, Radu Tudor, Cristian Tudor Popescu, care mai sunt acolo? Andrei Caramitru, Traian Băsescu,
care a luat pâinea de la gura românilor. Literalmente asta a făcut. A lăsat românii să moară de foame în anul 2010. Și acum zice că România să-și apere interesele. Nu! Interesul României este ca NATO să plece din România. Interesul României este ca americanii să plece din România. Ăsta este interesul național al României. A, dacă ne atacă rușii după aia, păi vom fi stăpâni la noi acasă și vom putea să ducem un război împotriva Rusiei, fiindcă vom fi stăpâni la noi acasă. Cine este vasalul altuia nu poate să-și apere țara, fiindcă este deja ocupat. Ce trebuie făcut în condițiile astea? 1. România să-și declare opoziția pur verbală față de invazia lui Putin în Ucraina. Pentru că nu este normal ca o mare putere să invadeze o mică putere. Asta am spus și o repet. Și eu nu-mi schimb părerile de pe o zi pe alta. Eu nu mă succes cum bate vântul. Deci România, da, trebuie să condamnă intervenția lui Putin în Ucraina, dar această condamnare să fie pur verbală. Pur și simplu, spui, eu nu sunt de acord. Ieși în față când ești întrebat și spui, eu nu sunt de acord. M-ați înțeles? Atât. Ieși în față și spui, domnule, eu nu sunt de acord. 2. România să înceteze orice planuri de a acorda asistență de orice fel regimului fascist ucrainean, care nu merită nici cea mai mică asistență. Deci nici asistență umanitară, nici măcar, știu și eu, sunt unii care vor să trimită sânge acolo. Nu, nu. Sângele ăla ajunge la fasciștii ucrainieni. Deci condamnarea să fie pur verbală și România să nu acorde niciun fel de asistență cât de mică, nici măcar un grăunte de asistență, nici măcar o pungă de sânge să nu ajungă la ucrainieni. 3. Să ieșim în stradă să cerem retragerea americanilor de pe teritoriul României. Totul să-și ia, să plece cu ele frumos la ei acasă. Să-și ia scutul, să-și ia rachetele, să-și ia avioane, să-și ia tancurile, să plece la ei acasă. Asta trebuie să facă România. Bun. Trăim momente foarte grave. Nu e de glumit. Nu e de glumit cu Iohannis. Nu e de glumit cu Băsescu. Nu e de glumit cu Radu Tudor. Nu e de glumit cu ăștii alții. Nu e de glumit cu ei. Ăștia sunt niște fiare și ne vor omorâ pe toți. Politica asta pe care o fac ei ne va omorâ pe toți. Nu vom mai avea viitor. Da, bine, urmăresc situația cu atenție și voi reveni dacă va fi cazul. Sper să nu fie cazul. Vă mulțumesc pentru atenție, sper să ne mai vedem cât mai curând. Jos atițătorii la război, moarte NATO, 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 moarte America.